Bună seara! Adrenalină, bani mulți, suspans, emoție, femei frumoase, toate vin în câteva minute. Pregătiți-vă pentru cel mai spectaculos show al serii. Seara, bine ați venit! Cel mai spectaculos show de televiziune e gata să înceapă și în Chișinău. Bună seara încă o dată! Nu vreau să vă dezvălui mecanismele, secretele spectacolului de la început. E multă emoție, multă adrenalină, mult suspans. Vreau doar să vă spun pentru început că ceea ce vedeți dumneavoastră, ce o să vedeți dumneavoastră acum la Prime, văd telespectatori, oameni din întreaga lume. 79 de țări difuzează acest format, acest show, da sau nu. Și vreau să vă mai spun un lucru important, că niciunde, nimeni, nici italienii, nici nemții, nici franțuzii, nici americanii, nici spanioli, nimeni nu are ce avem noi. Doamnelor și domnilor, domnișoarelor, acum! Priviți-le încă o dată, domnișoarelor, aveți aplauzele noastre, bună seara, bine ați venit. Vreau înainte de orice să vă spun că sunteți extraordinare, frumoase, senzuale. Gențile, servietele pe care le aveți sunt foarte, foarte importante. Dar înainte de orice, mi-ar plăcea să vă aud spunându-mi bună seara, fetelor. Bună seara! Mă bucur, bună seara încă o dată, aveți aplauzele noastre. Tot ce o să vedeți aici, tot e la vedere. Totul se desfășoară în văzul dumneavoastră, fetelor. E foarte important ce vă spun acum. Servietele pe care dumneavoastră le aveți pot schimba vieți. Nu exagerez. Mare atenție. Cheia, secretul e la dumneavoastră. Am adus în seara asta un concurent căruia cred că îi putem schimba viața. Depinde de el asta. L-am ales în urma unor castinguri, a unor preselecții și ni s-a părut nouă ca fiind un concurent interesant, un bărbat interesant. V-am dat un indiciu deja, un bărbat. Doamnelor și domnilor, cel căruia încercăm să-i schimbăm viața e aici. Petru Cârciumaru! Hai, Petru! Nu zic vorbe mari, nu spun vorbe mari asta cu schimbatul vieții. Știi de ce? Salut, Petru, încă o dată. Îți țin mâna mai mult să văd dacă-ți tremură. Emoții? Tremură. Petru, banii. E un show al banilor, e un spectacol al banilor. Să știi că banii, în general, pot schimba vieți. Sigur. Am dreptate, da? 100%. Și ce vreau doar să te întreb, cu ce te ocupi? Sunt medic de specialitate. Medic? Ce fel de medic? Chirurg. Chirurg? Păi tu vorbești, Petru, de emoții? Păi un chirurg de un... Un chirurg are un pacient, nu are atât spectacol. Stimă de un miliard de ori sunt emoțiile mai mari când ai bisturiul ăla în mână, faci... Ia mai dă o dată... Care are mai mare emoție? Întinde mâna. A? Aha, Petru! Le vezi? Da. Aici sunt 26. 26 de domnișoare, fiecare cu câte o servietă. Ascultă-mă, e important ce spun. Dacă nu înțelegi ceva din mecanism, te rog ceva, Petru. Mă tragi de mânecă. Dane, nu înțeleg! Ok. Okay? Dacă nu înțelegi ceva din joc, mai tras. Dar, repetă, fiate. 26 de domnișoare, de fete. 26 de serviete. În fiecare servietă e câte o sumă de bani. Așa. De la 0,5 bani, de la 5 bani, până la 250.000 de lei. Atenție! De la 5 bani până la 250.000 de lei ai pe ecran în clipa asta toate sumele. Vreau pentru început să te rog un lucru. Petru, uită-te la ele. Așa. Uită-te la numerele. De la 1 la 26. Prima decizie e cea mai importantă. Prima decizie e a ta. Doar a ta. Alege servieta unde crezi tu că se află cea mai mare sumă de bani. Cei mai mulți bani
E treaba ta prin ce mecanism o faci, te gândești ziua de naștere a ta, ziua de naștere a soției, habar n-am, numărul de la mașină, orice vrei. Dar fetele să le întreb? Nu. N-ai voie să întreb nimic. Mâna, nu, 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 n-ai voie să întreb nimic. Doar te uiți. Așa. De la 5 bani la 250.000 de lei. Fiecare servietă are câte o sumă. Gândește-te bine. E prima decizie pe care o iei singur și cea mai importantă a spectacolului, cea mai importantă a concursului. Ziua de naștere. Nu pot să te ajut. 27. Nici nu vreau să te influențez. 27, nu? 26 sunt aici. Ai pierdut-o pe asta. Petru, 250.000 de lei sunt în joc. Știi ce vreau să te întreb înainte de a lua decizia? Da. Nu te supăra că îți pun întrebarea asta. Ești medic în Chișinău, da? Da. Medic chirurg. Da. Cât câștigă un medic chirurg în Chișinău? De curiozitate. Cât câștigă un medic? Câți ani ai de facultate? Deci, 6 ani de facultate. 4. 6 cu... rezidențiat și 2 ani secundariat clinic. 12 ani de școală. Da. 12 ani de școală. Zi-mi salariu. Cât ia un medic? Cât ia un medic în... În mediu la... La stat? La 2200, 2500. 2000 de lei pe lună. Da. După 12 ani de școală. Da. Fii atent. Petru, noi în seara asta... Înseamnă că îți dăm 250.000 de lei, asta înseamnă salariul tău pe aproape 10 ani de zile. A, v-ați dat și am plecat. 10 ani! Atenție! E în joc salariul tău pe 10 ani. Alege servieta care crezi că e norocoasă, care crezi că are cei mai mulți bani. 13! 13! Spune, Petru, tu crezi că acolo sunt 250.000 de lei? Numărul 13. Ești nebun? 13? Domnișoară, nu vreau să pun mâna pe servietă, lăsați-o aici. E a ta, mulțumesc. 13. Numărul 13? Acolo au rămas 25 de serviete. Tu crezi că aici... În servieta asta sunt 250.000 de lei. Da. La un moment dat. La un moment dat. Ai un telefon lângă tine, îl vezi pe masă? Vezi telefonul? La un moment dat, telefonul ăsta. Uite-l. Bă. Telefonul ăsta, la un moment dat, o să sune. Și banca, noi lucrăm cu o bancă. Banca îți va face o ofertă. Banca va vrea să-ți răscumpere servieta. Așa. Banca îți va da niște bani pe servieta asta. Depinde de ce bani descoperim noi în celelalte serviete. Vreau să te rog pentru început, Petru, să deschizi 6 serviete, să renunți la 6 din servietele rămase. Să alegi 6 numere, 6 din servietele rămase. Și să te rogi la Dumnezeu că atunci când deschizi servietele să fie bani cât mai puțini acolo. Pentru că tu spui că banii mulți sunt aici. 13. 2. Numărul 2. Așa, pur și simplu, 2. 2. Să ne rugăm ca acolo să fie o sumă de bani mică. Banii mulți să rămână în joc. Și banii mulți să fie aici la tine. 2. Excelent! Excelent! Ai început cu dreptul, Petru! Excelent! 50 de bani, bravo! Ai scăpat de ei! Petru! Oh, oh, oh. 50 de bani. 21. Am spus, o secundă, domnișoară, am spus 6, da? 6 serviete. 6, păi... După 6 serviete, banca sună și îți face o ofertă. Păi știu să număr. 50 de bani s-au dus, numărul 21, domnișoară. 21. Arată-mi ce e acolo. 21 are... Ok, 100 de mii.
Au rămas pe ecran 250.000, 150.000, 50.000, 40.000, 30.000, sume mari. Sumele astea pot fi aici. Cu siguranță aici, aici numai... Aici 250. Asta crezi tu. Cu siguranță aici nu mai pot fi 5 bani, ai scăpat și nu mai pot fi 100.000. Mai arată-mi o servietă. Mai renunță la o servietă. 11. 11. Domnișoară. Așa, pur și simplu, e un mecanism sau ai luat tu 11? 11? La întâmplare? La întâmplare. 13 e servieta lui norocoasă. Crede că aici sunt 250.000 de lei. 11! Arată-ne ce ai. Ai renunțat la 30.000 de lei! E o sumă bună. Ok, suntem în joc, încă mai avem 150.000, încă mai avem 250.000, Petru, încă mai avem 50, 40, 20. Sumele mari încă sunt în joc, atenție! 16. La 3 am renunțat până acum, e a patra servietă. La 3 am renunțat până acum, peste două serviete o să sune banca și o să-ți facă o ofertă în funcție de banii la care tu renunți. 16 ai spus, da? Domnișoară, zâmbiți, văd. Nu știți ce e acolo. Nu știți, da? Nimeni nu știe ce e acolo. Totul e la vedere. Credeți-mă, nici eu nu știu ce e acolo. Arată-mi ce e în servietă. 16. Ai renunțat la... 500 de lei! E bine! E bine! Bani, 500 de lei, 30.000 de lei și 100.000 de lei sunt banii care nu se mai regăsesc aici cu siguranță. Tu spui că în 13 sunt 250. 50.000. Doctore, am renunțat până acum la 4 serviete. Ia-o pe a 5-a. 26. 26, așa pur și simplu. Servieta asta și încă una și urmează oferta băncii. Oferta băncii vine în funcție de banii care au dispărut. Până acum au dispărut 50 de bani, 30.000, 100.000, 500 de lei. Și ai mai renunțat la... Domnișoară, arată-ne ce e numărul 26! Acolo avem... Excelent! Excelent! Perfect! Hai, Petru! Sumele mici! Contează să cade sumele mici! Ascultă-mă, e ultima. E ultima servietă pe care o alegi înainte de prima ofertă a băncii. Peste câteva secunde o să așteptăm un telefon. El trebuie să sune. Alege ultima servietă. Cinci. Înainte de ofertă. 5. Sume mici, 5 bani, 75 de bani, 500 de bani, dar și două sume mari ai pierdut. 1. 30.000 și 100.000. 1. Un leu? Mm. Acolo? Mm. Doctorul a spus 5. Domnișoară, arată-ne ce e în servietă. Arată-ne ce e în servietă! 100 de lei! Astea sunt servietele la care tu ai renunțat, ăștia sunt banii la care ai renunțat. Încă aici pot fi 250.000, pot fi 150.000, dar poate fi un leu.